Proiect controversat. Senatorul USR Adrian Vinar a inițiat un act normativ care prevede introducerea unei taxe suplimentare pentru băuturile cu un conținut ridicat de zahăr. Acesta spune că scopul proiectului este acela de a descuraja consumul de sucuri foarte dulci pentru reducerea incidenței bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat și altor boli grave. Senatorul spune că nu este vorba despre suprataxare. Taxizare, mai tehnic, nu de suprataxare. Este o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății, imperativă și fermă. Este un instrument fiscal care este validat, este eficient în țările unde s-a aplicat. Oportunitatea în România este maximă, dat fiind faptul că avem cea mai mare incidență a diabetului zaharat din Europa. Avem cea mai mare mortalitate cardiovasculară din Europa. Nu credeți că prin acest proiect cumva descurajăm producătorii autohtoni? Nu mai bine ar fi fost o legislație care să impună o anumită limită pentru cantitatea de zahăr decât să taxăm suplimentar? Nu știu, chestia cu limitarea cantității e într-o piață liberă, da? În Uniunea Europeană, este practic o metodă de a te asigura că nu va avea succes proiectul. Senatorul USR Adrian Vinăr spune că banii strânși din această taxă suplimentară vor ajunge direct în bugetul Ministerului Sănătății. E vorba de direcționarea sumelor provenite din acciză direct în bugetul sănătății. De cealaltă parte, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu, spune că a mai existat o măsură similară care ar fi trebuit să genereze bani pentru Ministerul Sănătății. S-a mai pus în urmă cu 10-12 ani o taxă pe alcool, banii ăia trebuiau să meargă la Ministerul Sănătății și uitați cum e sistemul de sănătate. Nu e un lucru normal, deci discutăm despre ce, despre băuturi cu zahăr. Este ok, fiecare, în primul rând, foarte important este ca fiecare produs, în cazul în care conține zahăr, pentru că discutăm de băuturi cu zahăr, trebuie să prezinte pe etichetă conținutul de zahăr. Fiecare om îl ia sau nu îl ia, deci, dar nu poți să interzic un lucru de ăsta, să taxăm mai mult ca oamenii să scoate mai mulți bani din buzunar. Deci, din punctul meu de vedere, orice aliment consumat în exces poate să fie dăunător. Putem să spunem, să punem suprataxare și pe carnea cu grăsime. Credeți că îndulcitorii sunt mai buni? Sunt mult mai dăunători îndulcitorii, mulți dintre ei, decât zahărul. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară a afirmat că orice suprataxare a băuturilor cu conținut ridicat de zahăr înseamnă o creștere a prețurilor și că astfel vor scădea vânzările și vor fi mai puțin bani pentru producători și mai puțin bani la bugetul de stat. Acesta a precizat că cel mai bine ar fi să se stabilească standarde naționale ale produselor alimentare. Cu alte cuvinte, la principalele produse ar trebui să existe aceeași rețetă care să prevadă limita maximă și minimă a ingredientelor de bază, cum ar fi zahărul. Proiectul inițiat de senatorul USR va fi depus la Senat săptămâna viitoare. În expunerea de motive care însoțește actul normativ, se arată că într-un singur pahar de băutură nealcoolică îndulcită cu zaharuri există în medie 40 de grame de zahăr, echivalentul la 10 lingurițe de zahăr cristalin, iar cele mai uzuale băuturi de acest gen conțin aproximativ 110 grame de zahăr pe litru.